Ce se citește la școală? Ce citesc copiii? În afară de ale obligatorii care Ale bine. obligatorii, pe ale obligatorii le citesc cu plăcere, știți, nu? Și care e mașina ta preferată? Lada. E mai greu să faci o biserică de în carton decât o casă? Da. De ce? Deoarece este mai multă hârtie decât la o casă normală și trebuie mai multă culoare pusă să arate mai bine. Yom Kippur, ziua ispășirii, cum apare ea în Levitic 23 cu 28 din Vechiul Testament. Ea marchează coborârea lui Moise de pe muntele Sinai cu cea de-a doua tablă de legi conținând cele 10 porunci. Simhat Torah, bucuria Torei sau sărbătoarea legii, este sărbătoarea săvârșirii ciclului anual al citirii Torei în sinagogi. Sărbătoarea Pesa sau Marea Trecere este celebrată din vremuri biblice în fiecare primăvară, când prima recoltă a fost culeasă. Ea comemorează exodul evreilor din Egipt. Cum vedeți Sighetul 2014? Mai bun, mai frumos, mai deștept. De când v-ați apucat de vitralii? Și de ce tocmai de vitralii? Tocmai de vitralii m-am apucat pentru că am zis că ar fi pasul următor în meseria asta. Întruchiparea a fanteziei. Ce face pe cineva ca să fie columbofil? Dragostea față de pasăre. Că e mult de lucru cu el. Foarte mult și foarte costisitor. Medicamentație, antrenamente, zborurile sunt scumpite, nu că sunt scumpit carburanții. Și porumbei zboară cu carburanți? Ce produse de sezon v-ați cumpărat? Mi-am cumpărat ceapă, salată verde. Cum sunt prețurile? Prețurile sunt mult mai bune decât la Baia Mare. Ce v-ați dori să primiți de 8 martie? Un buchet mare de flori. De la persoana iubită, bineînțeles. Care e visul cel mare?